Bună ziua! Acest briefing își are menirea de a informa potențialii importatori din Republica Moldova despre condițiile și modul stabilit de Ministerul Agriculturii de importuri în Republica Moldova de produsele care au fost reglementate prin decizia Comisiei Toate Excepționale. Deci este vorba despre regulamentul care urma a fi elaborat în 15 zile. El a fost elaborat și deja este, de astăzi va fi și pe pagina oficială. Pe pagina oficială va fi regulamentul și modul de stabilit în, cu exactitate despre tipurile de documente și acte care trebuie să fie prezentate. La fel, pe pagina Ministerului va fi posibil de găsit cererea care o puteți printa în deplini. Și este și modelul de licență de import care a fost elaborat de către Ministerul Agriculturii. Deci, mulți stimați potențiali importatori din Republica Moldova, prezentul regulament prevede organizarea și funcționarea comisiei de licențiere a importului pentru anumite categorii de cereale și a fost elaborat în baza dispoziției CSE numărul 87 din 4 octombrie 2023. Sunt supuse licențiere și formează obiectul de reglementare a prezentului regulament următoarele tipuri de produse: 10.01 grâu, 10.05 porumb, 12.06 semințe de floarea soarelui, chiar sfărâmate, cu excepția produselor destinate în sămânțării. Și noi, chiar astăzi, înainte de acest briefing, am semnat o scrisoare de lămurire pentru Inspectoratul Vamal, Departamentul Vamal al Republicii Moldova, prin care noi informăm că aceste prevederi nu au nicio consecință pentru importul de tipuri ambalate, consum uman, practic vorbim despre grâu ambalat, floarea soarelui ambalată, pentru floarea soarelui prăjită și multe alte tipuri de produse derivate din aceste două, din aceste trei categorii. Și, evident, materialul semincer este exceptat de la prevederile licențierii. Vor avea dreptul la obținerea licenței doar agenții economici care desfășoară activități economice în următoarele domenii: 014, creșterea animalelor; 10.91, fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă; 10.61, fabricarea produselor de murărit; 10.41, fabricarea uleiilor și grăsimilor. Licența de import se eliberează pentru fiecare operațiune de import. Agenții economici vor solicita prin cerere obținerea licenței, la care vor anexa următoarele documente: copia extrasului din registrul de stat a persoanelor juridice sau certificatul de înregistrare a gospodării țărănești, copia buletinului de identitate a reprezentantului legal prin care se cere și accesat la cererea depusă prin reprezentantul legal. Alte acte justificative care sunt prevăzute în acest regulament. Veridicitatea informației menționate în cerere de către solicitantul licenței de import se efectuează de către o comisie specială constituită prin ordinul ministrului. După depunerea dosarului pentru acordarea licenței de import, în cel puțin 5 zile lucrătoare la locul locațiilor de desfășurare a activității economice, se vor verifica volumul stocurilor existente la data curentă, șeptelul de animale conform registrului de stat animalelor și se întocmește un act de verificare, capacitățile de producție, procesare pentru volumul de producție necesar pentru activitatea fermei de animale, unității de procesare pentru următoarele 6 luni. Certificatul de conformitate. Licența de import poate fi utilizată doar la de titularul acesteia și în scopurile în care a fost eliberată. În cazul identificării neconformităților de utilizare a licenței, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va anula valabilitatea ei. Importatorul poate încheia contract de import-export doar pentru obținerea licenței de import și în după ce va obține această licență și în funcție de cantitatea determinată. Tranzacția economică pe teritoriul Republicii Moldova este supravegherea serviciului VAMAL, astfel încât producția importată să ajungă la importator. Instituțiile implicate în asigurarea aplicării prezentului regulament sunt Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Națională de Siguranță Alimentelor, Serviciul VAMAL al Republicii Moldova. Deci vă mai arăt încă o dată tipul de cerere și tipul de licență și în rest regulamentul poate fi găsit pe pagina Ministerului Agriculturii cu toate documentele necesare pentru a fi cât se poate de clar și informați în vederea stabilirii condițiilor de licențiere pentru importurile de produse. Vă mulțumesc!